Salutare tuturor și bun găsit la un nou clip. A trecut ceva timp de când ne-am văzut ultima dată și toate astea pentru că am avut un program foarte încărcat. Probabil că aș fi avut timp să filmez, însă partea cu editatul mă omoară, în sensul că editez destul de repede, dar pur și simplu nu am timp. Ok, dar haideți să trecem la clipul de astăzi și să vă povestesc despre ce este vorba. Acest clip este sponsorizat de cei de la Max Speeding Roads. Aceștia mi-au oferit, veți vedea imediat ce, și eu în schimb le voi da un review la acea piesă pe care mi-au trimis-o. Dar înainte de toate vreau să vă arăt mașina de drift, pentru că ultima dată, în ultimul clip, am rămas la partea cu tăiatul aripilor. De atunci mașina a mai suferit câteva modificări. În acest clip veți vedea și rezultatul final al frânei de mână hidraulice. După acest clip voi posta partea cu short shifterul, pentru că la această mașină am făcut și un short shifter eu. Așa este filmul, trebuie să-l postez prima dată pe ăsta și după aia îl voi posta pe celălalt, chiar dacă este mai vechi acela cu short shifterul. Haideți să vă prezint mașina. Cam așa arată în momentul de față mașina. Este echipată cu semislicuri, pentru că ultima dată am fost cu ea la o etapă de rally sprint, prima etapă sau prima cursă legală la care am participat eu vreodată, și pe față tot semislicuri, destul de uzate, dar foarte bune pentru că fac o briză destul de bună cu asfaltul. Tot aici puteți vedea și cum au ajuns în cele din urmă aripile. Le-am avut pe acestea tăiate, albastre, după care am fost nevoit să pun și aceste overfendere. Mașina este toată stropită pentru că o țin aici, după cum se poate vedea, este mult praf, apă și s-a stropit. Și cam atât pe exterior, cam așa arată. Aici aripa asta a fost prinsă de roată și întoarsă înăuntru. Am reușit eu să o îndrept cât de cât și să-i pun acest overfender. Am fost nevoit să tai și de aici din spate, din aripă și din prag, pentru că în momentul în care se întorc roțile, atingeau acolo. Pe partea din față am scăpat fără modificări, n-am tăiat vara. Aici în spate avem puțină rugină la aripi, însă nu fac probleme pentru ele, pentru că voi tăia și aceste aripi de pe spate și voi pune la fel ca pe față overfendere. În interior am trecut la pompă exterioară, pompă de benzină. Să stau așa să o vedeți mai bine. Am golit tot spatele și cam atât aici pe partea din spate. Fețele de uși sunt date jos pentru a ușura puțin spatele. La fel și portbagajul este tot gol. Doar bateria ce am prins aici cu această chingă. În momentul de față greutatea mașinii este distribuită aproape 50-50, în procente mă refer, pentru că la drift este foarte bine să ai o greutate, un raport de 50-50, adică, să vă explic, spatele are undeva la 600 și puțin de kilograme, 600 ceva de kilograme, iar fața are undeva la 650 parcă. Deci raportul nu este chiar 50-50, dar este un raport destul de bun. Mașina stă bine pe drift, e controlabilă, nu fuge spatele anapoda. Și cam atât cu prezentarea mașinii sau cu un fel de update. Sau v-am adus la zi cu ce am mai făcut pe mașină. Haideți să vă mai arăt și aici că mai am la motor ceva. Între timp în interior am pus un scaun de curse care este foarte, foarte ușor. L-am adaptat pe niște șine originale de pisică și este și reglabil față-spate. La parte de motor, după cum ați văzut până acum în poze sau vă voi mai arăta eu niște clipuri, îmi stăteau roțile foarte înclinate pe față, aveam un camber foarte mare, mai exact de 8 grade,
Acum se poate vedea că este, nu știu, de 2-3 grade. Pentru că am brațele foarte lățite pe față pentru a câștiga unghi de virare și atunci suspensia stă foarte înclinată încoace spre motor și în exterior spre roată. Cu flanșe normale, deci acestea sunt flanșe speciale. Cu flanșele normale, aici aveam tija suspensiei și era foarte, foarte înclinată roata. Așa că un prieten mi-a recomandat să cumpăr aceste flanșe de la IRP. L-am ascultat, le-am pus și rezultatul este extraordinar. Îmi scoate aici tija de la amortizor și este foarte bine. Am fost nevoit să decupez puțin din oală, însă am lăsat această buză pentru întăritura. După care am pus și această bară de rigidizare, la fel și în partea asta. Și mașina în momentul de față este super ok. Sunt foarte mulțumit de rezultat. Acestea sunt roțile de etapă, să zicem, de rally sprint, pe care va urma să pun rondelul. L-am gata încălțat cu cauciucuri ok. Acum în clipul de astăzi ne vom ocupa de montatul suspensiei. Veți vedea voi ce suspensie voi pune, după care voi pune acele roți și vom face un mic test. Acesta este coletul primit de la cei de la Max Pegging Rods. Haideți să vedem ce se află înăuntru. Oricum deja cred că v-ați prins. Se află o suspensie. Deci cum vă spuneam, aici avem o suspensie reglabilă pe înălțime și pe duritate. Nu este foarte diferită de suspensia ce am eu acum pe pisica de drift, pe toi. Ce diferă este faptul că are aici. Aici are acest reglaj de înălțime suplimentar. La suspensia ce am eu acum, reglajul se face doar din arc. În momentul de față, voi știți, cei care ați urmărit clipurile mele, am o suspensie de la Bucovina Racing FK, este suspensia, și nu are acest reglaj suplimentar. Eu aveam nevoie de la pisica de drift de acest reglaj, pentru că în momentul de față pisica este setată maxim înaltă pe față și pe spate este aproape la maxim jos. Eu aș mai vrea să mai ridic foarte puțin de bot și să o las un pic mai jos de spate. Deci e cam la limită. Cu această suspensie, 100% voi putea să fac tot ce-mi doresc. Ce este de admirat la cei de la Max Pegging Rods este faptul că au trimis amortizoarele, deci o suspensie întreagă, cu tot cu flanșe, cu tot ce trebuie. Cei de la Bucovina n-au trimis flanșele. Uitați, aici sunt. Reglajul de duritate se face de aici. La fel și suspensia pe spate are acest reglaj suplimentar de înălțime. Aici avem arcul și reglajele de la arc. Cam asta este suspensia. Chei de reglaj de la Max Pegging Rods. Deci acum urmează să instalez suspensia pe mașină, dar înainte de toate, haideți să vă spun o chestie tare. În descriere aveți linkul către această suspensie și către site-ul celor de la Max Pegging Rods. Pe deasupra ceva și mai tare, tot în descriere găsiți un cod, un cupon pe care dacă îl introduceți veți avea transport gratuit către România și acela este Claudiu M cu litere mici, dar îl voi pune în descriere, așa că intrați, vedeți ce au pe site și dacă vă place ceva puteți să vă comandați, transportul este gratuit. Acum voi băga mașina în garaj și mă voi apuca de treabă. Însă înainte de toate vreau să vă spun că voi fi foarte obiectiv și voi spune absolut tot ce îmi place și ce nu îmi place la această suspensie. Termen de comparație va fi suspensia de pe mașină. Sunt mulțumit și de aceasta, însă v-am spus, partea cu reglajele de înălțime mă deranjează. Pentru o suspensie, deci pentru o mașină normală care nu are brațele mărite și unghiul de virare, suspensia este super bună pentru că acolo automat când sunt brațele stock câștigi foarte mult la înălțime. Această suspensie, dacă se va comporta ca și cea de pe mașină, eu voi fi mulțumit, pentru că deja am câștigat acel reglaj de înălțime
extra față de cel de pe arc. Până acum, în momentul de față, sunt foarte mulțumit de suspensie, pentru că are flanșe. Flanșele sunt reglabile, stați să vi le arăt. Deci cele de pe față sunt reglabile, de aici. Se poate regla camberul din aceste șuruburi. Duritatea este aici. Și ce îmi place încă față de cealaltă suspensie este faptul că are această protecție de cauciuc pentru praf. Cealaltă suspensie de la Bucovina nu are această protecție. Din ce am înțeles, trebuia să-mi pun eu, să-mi comand de pe Logan sau alte mașini. Aceasta o are, deci până în momentul de față eu sunt super mulțumit de ea. Acum să vedem după ce o voi pune pe mașină și cum se comportă. Gata, am desfăcut foarte rapid bara față, 4 șuruburi și roțile le-am dat jos de pe față. Urmează să desfac cele 3 șuruburi, v-am mai arătat eu. Unul este aici sus, stați așa că nu focalizează, deci unul este aici sus, 2 aici jos, încă 3 avem aici sus și am terminat. Suspensia este gata, dată jos de pe față. După cum bine vedeți, am început cu fața, mai apoi voi continua cu spatele. Am considerat că fața este mai greu, deci am început cu ce este mai greu. Voi schimba flanșele de pe suspensia de la Max Speeding Roads și voi pune IRP-ul și pe acelea, pentru că așa am eu nevoie pentru mașina asta. Am dat jos suspensia de pe față și mă pregătesc să scot această flanșă. Și înainte de toate, la suspensia reglabilă este bine să decomprimi acest reglaj, arcul. La suspensia stock trebuie să pui cârlige sau să bagi suspensia într-un aparat care să comprime arcul. La această reglabilă, cum vă spuneam, putem desface doar piulița și atunci arcul se decomprimă și putem desface flanșa. Gata, am terminat suspensia față. Cam așa arată montată. Reglajul l-am făcut aproximativ după cealaltă suspensie. Știu că nu va fi bine, dar nu este nicio problemă că vom regla după. Și partea asta arată este gata. Cum v-am spus, ce am avut de făcut a fost să înlocuiesc flanșele, să le păstrez pe acestea, pentru că eu sunt mort fără flanșele astea. Am niște unghiuri pe față, am un camber de tesperi și voi pune roțile pe mașină, după care ridicăm spatele și continuăm cu schimbatul suspensiei. Gata, am pus și roțile și acum haideți să vedem ce se întâmplă când o lăsăm jos. Momentan sunt mulțumit de cum arată fața. Se vede aici aproape 2 degete. Un deget și jumătate. Partea asta la altă pare puțin mai jos, pentru că probabil motorul este orientat mai mult în partea dreaptă. Dar se va regla. Între timp am dat și spatele jos și am reușit să montez toată suspensia asta nouă. Cam așa arată. Se dă foarte ușor jos, 2 șuruburi sus cu cheie de 13, un 18 aici jos, după care cu un levier o să bagi aici și apeși în jos ca să scoți arcul. Cam asta este toată suspensia pe spate la E36. Acum voi monta roțile și haide să vedem cât de jos se lasă spatele. Normal, acum suspensia este la maxim jos, haide să vedem cât de jos este. Gata, am lăsat și spatele jos. Deocamdată este destul de sus. La fel ca fața, un deget și jumătate, chiar 2. Sunt puțin cam nemulțumit de spate, aș fi vrut să fie un pic mai jos. Dar aceste reglaje, nu știu dacă ați observat, că au 2 piulițe pe arc. Voi da o piuliță jos și în acest fel va merge mai jos suspensia pe spate. Cam așa arată suspensia ce a fost pe mașină. Puțin murdară, dar într-o stare ireproșabilă, zic eu. Nu știu dacă are 1000 de kilometri această suspensie. Va veni pusă pe pisica verde, iar suspensia de pe pisica verde va merge pe o altă mașină
vă voi explica mai multe într-un clip viitor. Acum este noapte deja, nu pot să mai fac proba suspensiei. Cam atât pentru ziua de astăzi. Să vedem ce mai facem și mâine.